Mergem și spre alte subiecte. Continuă cercetările de la Spitalul Sfântul Pantelimon din capitală, acolo unde zeci de persoane și-au pierdut viața în doar 3 zile. Anchetatorii continuă audierile și se întorc și la unitatea medicală pentru noi verificări. Jurnalistul BU1 TV, Silviu Jugaru, ne aduce mai multe detalii. Silviu, bună dimineața, ești în direct. Ce informații ai? Bună dimineața, Alex. Bună dimineața, dragi telespectatori. Iată că în continuare audierile continuă în cazul celor 17 persoane care și-au pierdut viața la Spitalul Sfântul Pantelimon din capitală. Știm până acum faptul că atât procurorii cât și criminaliștii au ridicat aparatură medicală, fișe medicale, dar și camere de luat vederi pentru a pune cap la cap detaliile și a face lumină în cazul celor 17 persoane care și-au pierdut viața la secția anestezie terapie intensivă. În aceste momente noi ne aflăm la serviciul omoruri din capitală. Știm că la interior sunt audiate numai puțin de 5 asistente, martori cheie în anchetă pentru a face lumină în acest caz. Iar foarte pe scurt, acum la final, facem o mică recapitulare. Știm că în perioada 4-7 aprilie, 17 persoane care se aflau internate la secția de ATI, anestezie terapie intensivă din cadrul Spitalului Sfântul Pantelimon, și-au pierdut viața pentru că se pare că nu li s-ar fi administrată doza necesară de noradrenalină, substanță care ar fi trebuit să le mențină tensiunea și ritmul cardiac în parametrii normali. Teoretic, aceștia ar fi trebuit să primească 15 mg de substanță, în schimb aceștia ar fi primit doar 1 mg. Vă spuneam, noi suntem la serviciul omoruri din capitală, urmărim audierile celor 5 asistente și revenim cu noi detalii imediat cum acestea vor fi disponibile. Alex?